un sat mic, dar care a dat poporul român foarte multe sănătății. O să ne spun lor, profesor, lingvistul Burlă, care este fotografia din aproape 100, dar un sat mic, un sat mic, care are la mie de locuitori, cred că e cel mai, este cea mai mare tragedie de tot. Un sat nu au mai rămas bărbați, practic deloc, numai niște adolescenți. Deci mama, care, 92 de ani, datorită ei cu la desat și primul monument, monumentul Crucea, da, și a construit împreună cu satul în memoria de preșiță. Pământul ea l-a dat. Eu locuiesc aici. Ca să le vadă dumneavoastră. Da, și ați simțit că trebuie să ați făcut mare. Și senatorul Badea. Îmi spuneți numele, vă rog. Poftim? Numele dumneavoastră. Dorin Nisichevici. Și doamna? Și doamna Dumitruc. Dumitruc și doamna. Și s-a adresat către o instituție românească cu sufletul larg deschis către noi, românii de apărătorilor țării. Spunând aceasta, mă gândesc la Institutul Cultural Român, reprezentantul căruia se află printre noi și eu chiar aș vrea ca să-l aplaudați, pentru că a vrut să vadă și el cum trăiesc românii când apară pe anul ăsta. Este vorba de Radu Baltasir, așa cum este, așa mă urmăresc, se rușinează, mă vrea, o să mă gândesc și că l-am prezentat, că fac așa cu comentarii, dar eu fac din tot somnul pentru ca să știți cine v-a făcut acest cadou extraordinar astăzi, de ziua Înălțării Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, acest cadou, acest concert extraordinar susținut de către orchestra condusă de către maestru Nicolae Hackman, un artist desăvârșit, și tinerii lui soliști de la Cernăuți, elevi ai școlii de artă populară condusă de domnul Nerci. Să-i aplaudăm! Am venit cu deosebită plăcere la întâlnirea cu dumneavoastră, pentru că știm că aici sunt oameni gospodari, oameni cinstiți, muncitori, adevărați români, dar care, cu părere de rău, mă iertați, dar trebuie să spun aici, că nu pot altfel, care au pornit de multe ori pe cale greșită a înstrăinării de propria lor ființă. Este cel mai mare păcat atunci când renunți la credința strămoșească, când renunți la limba ta română, când renunți la propria istorie a neamului tău. Iar, cu părere de rău, așa se întâmplă și așa se întâmplă și în satul dumneavoastră și în multe alte sate. Dumneavoastră știți prea bine că în 1940 erau multe sate românești și aici, în Răul Strojuneț, și în Răul Liboca, și în Răul Nou Sulița, și în Raionul Herța, unde cu spre bucuria noastră, ele s-au păstrat. Dar aici, să zicem la Storjuneț, sunt sate pe care le știți, Broscăuții Vechi, Broscăuții Noi, Mihacea și altele. În Răul Liboca, Ceahor, Molodia, Corovia, Sfântul Piorul, Frătămuții, deci și altele sate.
care, cu părere de rău, acum nu mai sunt așa precum au fost în 1940. Sate cu populație curată românească, care vorbeau curat românește, care își respectau istoria, tradițiile și obiceiurile lor. Acum, cu părere de rău, de vorbesc într-o limbă stâlcită, când o auzi, îți vine rușine și nu înțelegi în care limbă vorbește el, română, ucraineană, rusească. Totul e un amestec, un fel de știu eu, mâncare de pește și de carne de porc și de alte chinezești și tot ce dorești. E un lucru foarte dureros, pentru că noi trebuie să rămânem ceea ce a fost în stat de Bunul Dumnezeu. Român și punctul, cum spunea Enescu, să respectăm legile acestui stat, cetățenii care suntem, să studiem limba de stat ucraineană, pentru că nu putem, trebuie să studiem, dar pentru aceasta este obiectul de literatura și limba ucraineană. Celelalte obiecte, pentru a ne duși mai bine, trebuie să le studiem în limba noastră maternă, în limba cea pe care am auzit-o pentru prima dată, când mămica ne-a luat în braț și a spus: puiul tati, dragul tati, te doare burtica, nu te doare burtica, ești cu mișor, uite așa, pășești așa, când merg pe drum, bună, bună ziua, și multe alte lucruri pe care le-au învățat părinții noștri în limba noastră maternă. Și tot acei părinți greșesc acum când s-au luat după sfaturile unor politicieni, care sunt politicieni de doi bani, și spun că învățând de limba română nu vom avea perspectiva. Greșesc. Și denaturează politica statului ucrainean, pentru că nicăieri în Constituția statului Ucrainei, nicăieri nu scrie că populațiile autohtone, minoritățile naționale, trebuie să deznaționalizate și asimilate. Cu părere de rău, acest lucru se întâmplă în multe localități și chiar vă rog să mă iertați, în acest stat a dumneavoastră voastre, extraordinar de frumos. Aveți aici un ansamblu la școală de copii care dansează extraordinar. I-au invitat la Cernăuți și au concertat zilele trecute când a fost parada portului popular. Au dansat excepțional. Bravo lor! Bravo învățătorilor lor care învață să păstreze tradiția și obiceiurile. Dar hai să păstrăm și limba noastră maternă. Căci noi anume prin ea suntem frumoși. Anume, dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ să fim români și să vorbim în această limbă, atunci să ascultăm și de poruncile Lui, de poruncile sufletului nostru, de poruncile strămoșilor noștri care ne-au lăsat cu limba de moarte să ne păstrăm ceea ce avem mai scump, limba noastră și a română. Iată și această caravană a noastră, susținută de către Institutul Cultural Român, din punct de vedere financiar și logistic, cărora le mulțumim și chiar vreau, preotul dumneavoastră, să le aplaudăm încă o dată. Și de asta, acum, spun toate ce să spun, vreau să ne invit pe colegul meu, Matilul meu coleg, doctorul în știință în istorie, Marele Mândeș, dragă Îngemenei, cu acest ziar este forță, un băiat foarte capabil, tine, care a absolvit școala în limba română, în satul lui, acolo, din Buda, de la Herța, ca și mulți alții de la dumneavoastră, de din sat. Și nimeni nu i-a predicat ca să intre ori la Cernăuți, la Kiev, în România, oriunde, având cunoștințe profunde, căci cunoștințele predomină în cazul de față și nu în limba prestigioasă a unui stat în care a învățat. În cazul de față, îl invit pe dragul nostru Marin să vă vorbească, e doctor în științe de acum, în istorie, este redactor șef și multe alte realizări pe care le-a obținut în limba română, studiind în limba română la școala din sat. Deci nu și-a trădat nici istoria, nici neamul, nici părinții, nici strămoșii. Dragul Marin, te rog. Bună seara și Hristos a înălțat! În primul rând, mă bucur foarte mult și ne bucurăm foarte mult că vedem o sală plină de lumină, de oameni luminoși, de oameni de valoare, oameni muncitori. Să știți că despre satul Cotăluții de Sus se știe pretutinde. Prin oamenii săi,
care s-au remarcat pretutindeni. Ce pot să vă spun? Noi, cei care apreciem la justa valoare eforturile comunităților românești, venim cu o știre de la Ciudei și cu un îndemn, cred că domnul Vasile Tărățanu va susține. Acolo, astăzi, a fost adoptată decizia de a constitui o comună, comunitatea teritorială Ciudei, care să fie independentă, un centru și cei de la Ciudei, poate a ajuns mesajul, poate nu, vă îndeamnă să vă uniți cu centrul Ciudei și să constituiți o comună românească în care românii vor administra așa cum vor ei afacerile interne. Și Igeștiu deja și-a anunțat intenția de a se alătura la această comună teritorială. Despre Pătruțul de Sus vreau să vă povestesc câteva momente pe scurt. Este un sat cu tradiții istorice, potrivit unor date, prima testare documentară din 1610, deci satul are peste 400 de ani. Sunt documente în care se arată că satul este și mai în vârstă, să spunem așa, un stat cu tradiții și aș vrea să încep de la o nuanță foarte, foarte interesantă. Dacă spunem că Pătruțul de Sus și, de fapt, și Pătruțul de Jos a fost un sat cu o bogată istorie bucovineană, aici s-a păstrat și continuă să se păstreze toleranța. Toleranța bucovineană. Ei, bine, mulți spun că toleranța bucovineană a fost un mit creat de austrieci. Nu contează de cine a fost creat. Și în contextul acestei toleranțe pe care trebuie să păstrăm împreună, trebuie să păstrăm câteva elemente. Primul și cel mai important, respectul. Față de cine sau față de ce? Față de limba. Limba altuia, dar și față de limba noastră. Vă îndemn să respectați și să țineți la limba maternă. Nu spun neapărat la limba română. Da, luând în calcul faptul că populația de aici, circa 100% este de români, cred că înțelegeți la care limbă trebuie să țineți și ce trebuie să respectați. Limba maternă, limba română. Întorcându-mă la toleranță, vreau să spun că foarte corect a sublineat domnul Vasile, spunând că un om poate să crească în carieră sau poate să obțină rezultate undeva, în diferite contexte, doar datorită limbii materne. Și vreau să dezmint acest clișeu, această, nici nu știu cum să spun, această dezinformare că doar datorită limbii de stat poți ajunge departe. Vă îndemn să respectați valorile și simbolică de stat ucraineană, să cunoașteți limba ucraineană, dar să o cunoașteți învățând-o în baza limbii materne. Așa am învățat eu în orice caz, doar datorită limbii materne. Cunoscând limba română la perfecție, veți putea să învățați o limbă străină. Ucraineană, engleză, franceză și așa mai departe. Eu am făcut școala medie generală în limba română și apoi mi-am făcut și licența și masteratul și doctoratul în limba ucraineană. N-am făcut școală ucraineană, n-a fost o problemă. Și am fost întrebat în cadrul unei emisiuni televizate la Kiev cum am învățat limba și de ce depinde învățarea unei limbi. Am spus foarte bine, cine are să învețe, va învăța oricum orice limbă și dorința este cel mai important element în acest context. Despre satul dumneavoastră, ce să spun, îl cunoaștem, dacă vorbim despre oamenii mari din acest sat, îl cunoaștem datorită acelei școli, vreau să spun, acelei școli teologice, care și oamenilor de aici, care au dezvoltat în mare parte facultatea de teologie din cadrul Universității Naționale din Cernăuți, inclusiv în perioada interbelică. Tradițiile au fost undeva uitate și vă îndemn să vă aduceți aminte de aceste tradiții. Caravana noastră, pe care eu consider o bună inițiativă a Centrului Cultural Român cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, este pe larg mediatizată. Vă îndemn să citiți presa în limba română care apare la noi periodic. Eu personal reprezint Centrul Media Bucpres, Uniunea Jurnaliștilor care încearcă să aducă la inimile românilor de aici mesajele foarte importante atât ale Centrului Cultural Român și Institutul Cultural Român din București. Revenind la subiect, vreau să spun că nu contează în ce mod se
caută afirmarea personalității în Bucovina. Noi nu trebuie să credeți neapărat în acel mit că doar datorită școlii făcute în limba ucraineană se poate de ajuns la succes. Nu este chiar așa. Deci dacă revenim la toleranță, revenim la ceea ce suntem noi, trebuie să știm că respectul reciproc și valorile trebuie să ne unească. Suntem aici și departe de frontiera cu România. Acolo unde sunt implementate foarte bune proiecte europene. Am mai spus și în cadrul unei întâlniri, la fel în cadrul caravanei culturale, la o întâlnire cu elevii din Robcea. Învățați și știți limba română. Să știți și limba ucraineană, să știți și limba engleză, că până la urmă ce e și ne interesează mai mult, o persoană competentă care știe ce face, o persoană care știe mai multe limbi și limba maternă inclusiv, va avea posibilitatea să facă și bani. Până la urmă văd tot mai mulți tineri, spun că mai interesează banul. Să știți limba română că la fel este o cărăruie spre a avansa profesionist și a ajunge cât mai departe posibil. Limba română și limba noastră este limba în care ne exprimăm durerile, bucuriile și este, cum spunea marele filosof, și cu asta vreau să închei, spaniol, Ortega y Gasset spunea: un om nu trebuie să facă altceva în viață decât cel puțin să repete ceea ce au făcut mai bun părinții săi în viață. Dacă părinții dumneavoastră v-au educat și v-au format în limba română, nu spun eu, spune marele filosof Gasset, trebuie să repetați același lucru și să dați copiilor voștri și nepoților voștri aceeași formație și educație. Vă îmbrățișez și vă doresc cât mai multe rezultate bune în toate sferele pe care le aveți și să auzim în continuare de pătrăuții de sus ca un model de urmat pentru întreaga regiune Cernăuzi. Dragi mei, iată că discursurile noastre s-au încheiat. Vreau numai un singur exemplu să dau la ceea ce a spus colegul meu. Două sate vecine, foarte mari și frumoase, le cunoașteți, Molodia și Voloca. Moldocenii și-au păstrat școala cu predarea obiectelor în limba română. Cei din Molodia au crezut acelor insinuări că dacă vor trece școala și vor educa copiii în limba ucraineană, vor avea mai multe perspective și vor reuși mai mult. Și iată care este rezultatul de la 40 încoace. Voloca, școala din Voloca, a rămas cu predarea obiectelor în limba română. Și dintre absolvenții lor, circa 700 de absolvenți au studii superioare obținute pe tutindeni în Ucraina, în Rusia, chiar la Moscova, în România, Republica Moldova și în alte. Molodienii, care au crezut că dacă renunță la limba română și trec școala cu predarea obiectelor în limba ucraineană, au ajuns numai 80 de oameni care au studii superioare în timp de peste 40 de ani. Iată care sunt rezultatele, vă rog să cugetați asupra lor, iar acum invit în scenă orchestra condusă de către Nicolae Hackman, vă rugăm frumos!
Ruzulițe verdii, verdea bubului, Doamne, cum ai trecit viața omului? Deci, deci, răpicioare, ca o pasări în zbor, Doamne, cum ai trecit viața omului? Am lucrat, am strâns și acum am de toate, nimic nu mai venit decât sănătate. Am lucrat, am strâns și acum am de toate, nimic nu mai venit decât sănătate. Am copii și am avere, ce folos că n-am putere, Doamne, nu mai treci viața omului. Mândra mea, măi, dar din soroca la hotin, multe mândrei calea-n ține, hai, draga mea, măi, dar mândra din satul meu, măi, în potoală-i dorul greu, măi, dar mândra din satul meu, în potoală-i dorul greu, măi. Când ajung mândra-i culcată, hai, mândra mea, măi. Da drumul lung, calea-n culcată, când ajung mândra-i culcată, hai, draga mea, măi. Ești mândruță până afară, am venit la tine iară. Ești că m-am urcat cine și stau să mă latri tăi. Fii mândra de mine, n-aș umbla seara-n grădine, hai, mândra mea, măi. De n-ar fi mândra de mine, n-aș umbla seara-n grădine, hai, draga mea, măi. Ei, dar mândruța-i foc și dore, mă, mă face de drag să mor. Ei, dar mândruța-i foc și dore, mă, face de drag să mor, mă. Ești mândruța până afară, a venit la tine.
Young with who I am, my party time.
Mă gândește șam, diri, 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 diri,
arde foc și votare, loc ca cum au cu și mari, să-și loc să nu te plou, ca să facă alții loc. Da, 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 da
Mulțumesc! Iată că popasul de 2 ore și ceva în satul domnilor voastre, pe preoții de sus, s-a încheiat. Vă mulțumim pentru bunăvoința cu care ați venit la spectacolul nostru și vreau să vă anunț că duminică, la orele 4 după amiază, 16:00, la Cernăuți, în sala Filarmonicii, va fi prezentată o piesă, 20 de ani în Siberia, extraordinară, susținută de către actorii Teatrului Național din București, Ion Luca Caragiale. Acest spectacol este gratuit, ca și spectacolul de astăzi susținut de orchestra Domnului Vacu. Cheltuielile sunt suportate de către Institutul Cultural Român din București, reprezentantul căruia domnul director Radu Baltasiu este aici, să-i mulțumim pentru această jertfă de suflet pe care o face Institutul Cultural Român. Dacă domnia ta, împreună cu ceilalți lucrători de la acest institut și cu doamna Vidiana, care este și ea aici, expertă în domeniu, nu ar fi fost atât cu sufletul deschis pentru noi, acest spectacol nu ar fi avut loc. Dar vă rugăm din tot sufletul să nu uitați, dragii mei, despre ceea ce m-am spus noi, că limba română este cea mai mare comoară pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu. Iar dacă noi vom renunța la ea, înseamnă că ne trădăm pe noi înșine, devenim trădători. Iar a fi trădător este una dintre cele mai grele păcate și n-aș vrea ca noi să păcătuim anume trădându-ne pe noi înșine, trădându-ne istoria, trădându-ne cultura, istoria și neamul nostru, căci nu există păcat mai mare. Trebuie să rămânem în pământurile noastre strămoșești ceea ce ne-a lăsat să fim Bunul Dumnezeu. Vă mulțumim, domnule, te vreau spuneți cuvânt? Da, mă rog, eu frumos. Stimați spectatori, onorați oaspeți și draga noastră caravană. Poetul spunea Alexei Matveievici, limba noastră e o comoară, mai ales un vers, un șerac de piatră rară. Astăzi, draga noastră sală, ne-am convins că limba noastră totuși e o comoară. Cânticul nostru este tot o comoară. Și eu cred că ne-am odihnit foarte frumos împreună cu toți și vreau să vă doresc, dragii noștri oaspeți, de numele dumneavoastră și numele meu personal, multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. De Doamne, ca glasurile dumneavoastră, dragi interpreți, să sune așa cum sună glasul ciocărlie peste văile noastre românești, din satul Pătrăuț și toate satele românești. Să vă dea Dumnezeu și la muzicanți, tot așa de veseli și tineri cum sunteți și acum, măcar că suntem de acum cărunți. Dă Doamne multă, multă sănătate! Dumneavoastră, domnul Vasile, de care vă știu când era tinerel, să vă dea era cu barba neagră, a spus, să fiți sănătos, să ne conduceți și mai departe și dă Doamne, că să ne mai întâlnim cât mai des. Mulțumim tare! Cea onorată asistență, maestre, suntem noi onorați că am putut să susținem aceste spectacole. Suntem limba pe care o vorbim. Haideți să nu uităm asta, de asta am venit aici. Și totodată ne bucurăm foarte mult că am avut prilejul să cunoaștem această orchestră extraordinară. Maestre, vă invităm și în țară în continuare. Poate o să avem o scurtă discuție după ce se termină această întâlnire. A fost extraordinar, țineți aproape, nu uitați, suntem limba ce o vorbim. Seară bună și Hristos a înălțat! Vă mulțumim, domnule director, aplauze pentru artiști, aplauze pentru Institutul Cultural Român care ne-a sprijinit.